Salutare, dragi prieteni! Sunt Cristina Popescu, Holistic Coach și lucrez pe sănătate mentală din perspectivă holistică. Sunt mamă a 3 copii și soție și pasiunea mea cea mai mare este să ajut oamenii să fie sănătoși din perspectivă holistică. Ce înseamnă asta? Că atunci când vorbesc despre sănătate mentală holistic, înseamnă că ne ocupăm de trup, emoții, minte, relațiile pe care le ai, managementul financiar și managementul timpului. Și astăzi o să vin la voi cu 3 tipsuri despre cum poți să reduci nivelul de stres și anxietate prin lucruri foarte, foarte simple. În primul rând, fii atent la cantitatea de cafea pe care o bei sau cofeina pe care o iei în fiecare zi. De ce? Atunci când bei cafea sau ai cofeină în corp, practic sistemul nervos este suprastimulat. Și atunci, dacă ai puțin stres, o să percepi stresul mult mai mult decât în mod normal, dacă nu ai avea cofeină. 2. Fii sigur că ai grijă de tine. Și mă adresez în mod special mamelor. Mai ales în perioada asta, noi, de exemplu, astăzi, când filmez asta, este prima zi de lockdown în Olanda, al doilea lockdown din decembrie, și o să fim în lockdown tot Crăciunul, Anul Nou, și inclusiv după asta, înseamnă 6 săptămâni întregi în care copiii sunt acasă și eu lucrez. Exact acum când filmez asta, ei sunt sus, e foarte posibil să auziți zgomote. Și atunci, în toată asta, cum îmi iau timp pentru mine în următorii pași? În primul rând, pun copiii la somn la 7, între 7 și 7 jumătate. În felul ăsta, ei sunt odihniți, eu am timp pentru mine și pentru soțul meu. În felul ăsta, soțul meu are timp pentru el și pentru mine. Dacă copiii noștri ar fi treji în același timp cu noi, imaginați-vă că practic noi nu am mai avea viață. După ce copiii dorm, mă asigur că fac ceva ce îmi aduce bucurie, ce mă face fericită, ca și pictat, citit. Câteodată fac curățenie în living și ascult o carte. Vorbesc cu o prietenă, vorbesc cu cineva cu care mă înțeleg bine și nu trebuie să mă explic foarte mult. Câteodată pur și simplu mă uit la un film de Crăciun. Ador filmele de Crăciun. Dacă încă nu știi asta despre mine, eu mă uit la filmele de Crăciun, inclusiv când nu e Crăciun. Și atunci îmi iau timp să fac ceea ce mă face fericită. Și câteodată lucrez, pentru că mă face fericită să lucrez. Vă spuneam că o să auziți copiii. Acolo sunt. Și al treilea tip ca să reduci stresul și nivelul de anxietate este să te asiguri că dormi suficient și că dormi bine. Dacă te duci la somn cu capul plin de Facebook și de știri și de toate minunile care se întâmplă în jur, n-ai cum să dormi, pentru că creierul tău nu are timp să se odihnească. Dacă te duci la somn certată, din nou creierul tău nu o să se odihnească. Ce fac eu ca să mă asigur că atunci când dorm, încerc să reduc cât de mult stres în jurul meu, nu mă uit la știri, nu citesc nimic ce poate să fie dăunător pentru mintea mea, nu stau pe Facebook, nu stau pe Instagram. Când mă duc pe Instagram și pe Facebook, mă duc țintit, punctat și sunt sigură că fac ceea ce vreau eu, nu îmi captează atenția. Și iau suplimente alimentari, mă asigur că am suficient omega-3 în corp, vitamine, minerale, zinc, magneziu, vitamina D și iau capsule de Serenity de la doTERRA. De ce capsule de Serenity? E o combinație de uleiuri esențiale care au rolul de a calma sistemul nervos. Adorm câteodată în timp ce povestesc cu soțul meu. Sunt așa de faine și așa de eficiente, dar despre asta o să vă spun în alt video. Dacă vreți să știți mai multe, mergeți în comentarii și o să pun acolo și link de unde poți să ți-l cumperi. Să recapitulăm, dacă vrei să reduci stresul și anxietatea, ai nevoie de 3 lucruri. 1. Ai grijă câtă cafea bei, nu mai mult de una pe zi dacă ai probleme cu stresul și anxietatea. Fii atentă să ai timp pentru tine, să faci ceva ce îți aduce bucurie, ce îți aduce plăcere, ce te face fericită sau fericit. Și 3. Asigură-te că dormi suficient, măcar 7 ore, și că somnul ți este de calitate. Calitatea somnului e asigurată de nutriția pe care o ai, de lipsa știrilor negative, de temperatura din cameră să fie un pic mai rece și de suplimenții pe care iei. Uleiurile esențiale ajută enorm la relaxare și să pur și simplu să dormi. Când dormi, să dormi, da? Să facem fiecare lucru la vremea lui. Sper că informațiile astea sunt utile pentru tine. Du-te în comentarii și spune-mi cum te ajută și ce ai nevoie să auzi, pentru că videourile astea vin în funcție de nevoile pe care le am. Pentru o vreme am renunțat să fac YouTube și să pun videouri pe YouTube, pentru că mi se părea că nu are niciun scop, însă am primit o grămadă de mesaje să vin să vorbesc despre sănătatea mentală. Și știu că în România nu e foarte multă informație pe sănătatea mentală public, așa că o să vin și o să vorbesc despre asta pentru că e ceva de actualitate. Și vreau să vă spun că să vorbim despre sănătatea mentală nu înseamnă că suntem nicicum,
nu avem probleme mentale, ci pur și simplu le evităm și stresul face parte din sănătatea mentală. Apasă butonul share, subscribe, trimite și prietenilor tăi să audă informațiile astea și hai să facem o gașcă faină aici și să povestim, să formăm o comunitate în care vorbim despre sănătatea mentală pentru publicul larg și să vedem ce putem să facem pentru noi. Mulțumesc că ești cu mine, abia aștept să te văd în video viitor!